Păi stăteam eu și mă gândeam zilele astea, am multe variante de propuneri de videouri de la voi, dar mă gândeam că ce ar fi cel mai util, știi? Ceva să fie foarte important pentru violoniști, ceva legat de folclor, de muzică populară, de muzică românească. Și mi-a venit mie asta o idee, ce ar fi dacă să fac un video unde să prezint câteva tipuri de intro-uri, la doară, pentru sârbi, pentru poie, pentru poierete, sau un exemplu de coaleta la major, da? Dacă nu-i metal la coaleta la major, cum o faci? Și dacă nu-i metal la coaleta la Hai să mergem acum cu tipul numărul 2 de intro pentru coră. Sună cam așa. Deci noi practic la majoritatea intro-urilor astea imităm țambalul, da? Pentru că țambalul de obicei bate în diferite moduri, chiar și la corele lente, și la sârbă, și la core. Deci noi încercăm să facem asta ca acompaniamentul din spatele nostru sau cine ne acompaniază să știe despre ce merge vorba și să poată intra direct. Hai să vedem acum mai rar tipul numărul 2. Încă mai rar. Accent pe la. Și se repetă. Și lăsăm acompaniamentul să-și facă treaba. Mergem și cu direcțiile de arcuș la tipul 2 și aici sunt foarte importante accentele și sincronizarea mâinii drepte cu mâna stângă, da? Deci în tempo sună cam așa. Acum vă arăt rar, atenție la mâna dreaptă. Deci toate notele care sunt în jos au accent, practic. Asta e de bază. Am ajuns acum și la tipul 3 de intro pentru core și sună cam așa. De-l arăt mai rar și pe ăsta. Deci puteți spuneți și așa mai dublat la urmă. Mai rar. Mi, re diez, mi, do diez, mi, re diez. Veniți iar la bas, la la din bas, dacă ca să sune mai interesant și se repetă. Dacă vreți la sfârșit să-l puneți dublat basul, re diez, mi diez, câteodată fiecare.
Hai să vedem și direcțiile de arcuș aici. Accente. Notele din bas au toate accente. Am ajuns și la intro-urile de sârbă. Deci la sârbă este puțin altă ritmică, da? Sunt folosiți trioleții. Din această cauză punem altfel accentele și suntem foarte atenți la trăsăturile de arcuș, da? Hai să vedem. Deci primul tip de intro de sârbă ar suna cam așa. Și mai departe lăsăm acompaniamentul să intre în tempo, da? Hai să vedem acum mai rar. Încă mai rar. Si diez, atenție, dacă suntem în la major. Do diez. Re diez. Sol diez putem să-l punem cu degetul 4 ca să fie mai comod. Apoi la. Iarăși merge repetarea, o octavă în sus. Hai să vedem și direcțiile de arcuș. Începem în jos. Deci chiar și la tonalitățile minore și la majore se folosește aceeași procedură. Dacă este la minor, spre exemplu, va suna exact așa, doar că folosim notele din tonalitate minoră, desigur. Tipul numărul 2 de intro la sârbă ar suna cam așa. Asta se poate de făcut și aparte. Mai rar ar fi cam așa. Arpegiul la major. Deci re diez cu 4 îl luăm aici. Altfel n-o să aveți cum. Do diez. Și venim în jos. Hai mai rar să vă arăt o dată, încă mai rar, da? Se repetă. Ok, am ajuns aici, acum punem arpegiul la major în sus, do diez mi, la do diez mi și suscândăm aceeași ce am cântat jos.
patru perechi, nu uităm. Iarăși. Se repetă. Pasajul în jos. Vă arăt acum și un al treilea tip de sârbă. El este puțin mai complicat, dar sună mai deosebit și îl puteți folosi, de exemplu, la piese mai interesante sau, în general, dacă doriți să aveți un intro care să sune un pic altfel. Deci cam așa ar suna ăsta mai complicat. Desigur că tipul ăsta se folosește mai mult în sârbele rare lăutărești. În astea mai rapide nu prea o să-l folosiți, deci îl păstrăm pentru alea lăutărești sau rare. Hai să vi-l arăt acum mai rar. Să începem poziția 3 cu notele de bază sol, diez și la, siu este forșlac sau apogeatură, cum se mai numește. Deci aici avem mi, sol, diez, si bemol, da? Deci este minus 5. Hai să vă arăt și trăsăturile de arcuș. Iarăși în jos. Și după acest intro, ori începeți direct cu piesa, ori lăsați acompaniamentul să cânte vreo 4-8 tacte ca să aveți o rezervă de timp să vă concentrați la melodie și să începeți în forță. Astea eu cred că sunt cele mai de bază ritmuri utilizate în muzica populară, mai ales în zona noastră a Moldovei și zona Olteniei, deci horele lente, horele moderate și sârba. Pe lângă astea trei, desigur că este și bătuta, brâul, rustem, brează, geampara, astea trei care sunt utilizate mai puțin. Deci astea o să le prezint pentru abonații la Patreon. Pentru cei care sunt noi pe canal și încă nu știu despre ce merge vorba, deci Patreon este o platformă unde eu creez mai mult decât pe YouTube și fac acolo tutorialele complete, partiturile, partitura armonică, negativele la tutoriale, la piesele din tutoriale le pun la fel pe Patreon, deci este o rubrică nouă apărut acum. Prețurile sunt foarte mici, deci să nu credeți că e mare avere acolo.
Dar acest lucru îmi permite mie să muncesc zi de zi foarte mult ca să creez material foarte util pentru violoniști, anume acolo pe Patreon. Voi desigur că puteți vizita gratis oricând pagina mea de Patreon, este linkul în descriere și acolo o să vedeți cât costă fiecare abonament și ce oferă el. Pentru voi cei care ați avut răbdare să priviți acest video până la sfârșit, o să vă las aici un mic bonus și o să fac la fiecare intro explicat legătura către o piesă. Asta ca să vedeți cum sună intro-urile în practică. Core lente, tipul numărul 1. Tipul numărul 2. Tipul numărul 3. Acum mergem cu core, tipul numărul 1. Mai departe, tipul numărul 2. Tipul numărul 3. Și acum am ajuns și la ritmul de sârbă. Primul tip ar suna așa. Tipul numărul 2. Și tipul numărul 3, mai lăutăresc. Eu m-aș bucura foarte mult să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest bonus. Ajungem și la sfârșitul acestui video, aici vă puteți abona la YouTube, aici aveți linkul direct către pagina de Patreon și acum vă las să vizionați următorul video.